Slăvirea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorând de la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Aș vrea să mulțumesc și celor care s-au ostenit pentru organizarea și bună organizare a hramului nostru, care a început din vecernia din seara precedentă, de sâmbătă seară, de seara trecută, și continuând astăzi cu slujba utrenii a Catistului și a Sfintei Liturghii, apoi pomenirea celor adormiți și o agapă pe care am pregătit-o pentru toți, ca fiecare an să ne bucurăm cu toții, să avem pe Sfinții Arhanghelii ocrotitorii noștri, ai bisericii noastre, ai Sfânt Răcașului din satul acesta, care anul acesta am avut bucuria de a-L sfinți. Și nu a trecut mult timp de la acest eveniment, iată că avem, iarăși, ramul este obositor, însă este în același timp și frumos. Deci lucrurile frumoase cu osteneală se dobândesc. Să dea Dumnezeu să ne învrednicim în fiecare an, să fim binecuvântați de Sfinții Arhanghe, atât Sfânt Lăcașul acesta, cât și satul acesta și comunitatea noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze sănătate, să vă dăruiască.